Vă rog să deschideți Cartea Sfântă la pagina 1200, prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 3, începând cu primul verset și până la versetul 14. 1 Ioan, capitolul 3, începând cu primul verset. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprihănit este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Amin. Unul dintre lucrurile foarte importante în viață pentru noi ca oameni este identitatea noastră. Adică, cine suntem noi? Identitatea este o sumă de date, o sumă de informații, dacă vreți, prin care se stabilește că o persoană este aceea care se prezintă că este. Până ori atunci când noi ne naștem, ni se dă un certificat de naștere. Sunt câteva date acolo care arată identitatea noastră, cine suntem noi. Un nume, un cod numeric personal. Mai târziu ni se dă o carte de identitate, o poză, un domiciliu, cod numeric personal, o adresă, cum spuneam mai înainte. Toate acestea pentru că atunci când cineva care are drept să ne ceară carte de identitate să poată stabili cine suntem noi. Și atunci când un organ al statului sau cineva ne cere carte de identitate, vrea să spună de fapt, vreau să știu cine ești. Mai vreau să vă întreb, credeți că din punct de vedere spiritual noi avem o anumită identitate? Cine suntem noi din punct de vedere spiritual? Câți din locul acesta, dragii mei, v-ați preocupat în ultima vreme cu această întrebare? Cine sunt eu din punct de vedere spiritual? Și să căutați răspunsul. Sau dacă cineva a stat în fața noastră să vă pună această întrebare, cine ești tu din punct de vedere spiritual? Că te cunosc din punct de vedere pământesc, fizic, dacă vreți. Știu cum te cheamă, știu că e șeful meu sau patronul meu sau colegul meu. Dar din punct de vedere spiritual, cine ești? Ați putea răspunde la întrebarea asta dacă acum va răscoli Duhul lui Dumnezeu și v-ar pune în fața această întrebare, cine ești din punct de vedere spiritual? Sau n-ar trebui să ne preocupe asta? Frați și surori, uitați-vă la oameni din Scriptură care, în diferite circumstanțe, au stat în fața acestei întrebări și au știut foarte bine cine sunt ei. Au venit trimiși marilor preoți la Ioan Botezătorul și au zis, cine ești tu? Ce spui tu despre tine însuți? Vreau să vă întreb, credeți că știau că îl cheamă Ioan? Poate știau ceva din istoria lui. Cum s-a născut? Din ce părinți? Cam pe unde a locuit? Știau cam ce stil de viață are, că pe unde își duce viața. Dar interesat, cine ești tu din punct de vedere spiritual? Și, dragii mei, a știut Ioan cine este din punct de vedere spiritual?
A zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Domnul Iisus Hristos, într-o zi, a stat în fața ucenicilor și a pus această întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Ioan Botezătorul, Ieremia, Ilie, unul dintre proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? Care ziceți voi că este identitatea mea spirituală? Acum vreau să vă întreb, dragii mei, știa Domnul Iisus Hristos cine este El din punct de vedere spiritual? Că și despre El știau oamenii. Zicea la un moment dat, dar nu este băiatul lui Iosif și al Mariei? Dar din punct de vedere spiritual. A zis, eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt calea, adevărul, viața, multe altele. Pavel când scrie epistolele, nu odată zice Pavel, rob și apostol. Rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos. Știu cine sunt din punct de vedere spiritual. Frați și surori, cine suntem noi din punct de vedere spiritual? Aveți un răspuns. Oameni care mergem la biserică. Oameni care ne mai spunem rugăciunile. Oameni care mai cântăm în cor. Oameni care mai recităm câte o poezie. Cine suntem noi din punct de vedere spiritual? Ați găsit un răspuns în cuvântul pe care l-am citit în această dupămasă, în această seară? Frăzi și surori. Zice aici Ioan așa. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă v-aș lua pe rând de la balcon și până aici în față, dragii mei, să stau de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră, ca de la frate la frate, ca de la frate la soră, înaintea lui Dumnezeu, ați putea cu certitudine să spuneți, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Dar știți că identitatea noastră, dacă vreți și cea omenească, fizică, dar în mod special cea spirituală, trebuie să fie dincolo de vorbele noastre, știți asta? Că fiecare putem să declarăm suntem copii al lui Dumnezeu și într-o zi vine marea cernere. Ce se alege de noi atunci? Pentru că identitatea noastră, cine suntem noi din punct de vedere spiritual, trebuie să treacă dincolo de vorbele noastre. De aceea, dragii mei, Apostolul Ioan zice aici și despre asta vreau să vorbesc în această seară. Zice aici în versetul 10 așa. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu. Prin ce anume? Nu prin ce spunem noi sau declarăm noi, dragii mei, și punct. E important să spunem, e important să depunem mărturie, e important când vin oameni și ne întreabă, colegi și ne zic, să spunem, sunt copil al lui Dumnezeu. Dar va zice, prin ce aș putea să cunosc că ești copil al lui Dumnezeu? Prin ce? Răscoliți-vă viața, frați și surori, mai în vârstă și mai tineri. Și întrebați-vă, prin ce s-ar putea cunoaște în viața mea că sunt copil al lui Dumnezeu? Prin ce anume? Sau nu ar trebui să se cunoască? Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu. Și m-a frământat întrebarea asta. Prin ce se poate cunoaște că sunt copil al lui Dumnezeu? Deci, și subiectul din această seară acesta este lucruri care confirmă identitatea noastră spirituală, care spun, care vorbesc, care arată cine suntem noi din punct de vedere spiritual. Și o să încerc să enumăr câteva dintre ele, dragii mei, în limita timpului și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să le regăsim în viața noastră, să se cunoască în viața noastră, dragii mei, că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că dacă nu, într-o zi, am cântat noi cântarea asta, când în cer vom ajunge, s-ar putea să nu ajungem acolo, chiar dacă am mers la biserică o viață întreagă. Primul lucru pe care vreau să-l menționez, dragii mei, este preocuparea pentru stilul de viață. Stilul de viață are de-a face cu felul în care trăim, cum ne trăim viața. Dragii mei, el este stilul nostru de viață. Și ascultați ce spune aici Apostolul Ioan. Versetul 7 zice așa. Cine trăiește în neprihănire, cum este? Neprihănit. Versetul 10. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu.
Oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Toate versetele pe care le-am citit, dragii mei, sau frânturi de versete, vorbesc despre stilul de viață. Unii trăiesc în neprihănire, au stilul ăsta de viață, alții nu trăiesc în neprihănire, trăiesc în păcat, au stilul ăsta de viață. Noi pe unde suntem? Frate și surori, pe unde suntem? Neprihănirea, dragii mei, este un decret divin. Când am crezut în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din cer a decretat, sau spune Biblia, ne-a socotit neprihăniți. Că n-ajung neprihănit prin forțele mele, prin strădaniile mele, prin faptele mele. N-ajung să împlinesc toată legea lui Dumnezeu, toată voia, toată sfințenia lui Dumnezeu, toată dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să spună, da, ai făcut, ai bifat, ești neprihănit. Când cred în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu mă socotește neprihănit. Slavă Domnului pentru asta. Dar ascultați-mă, neprihănirea este și altceva. Neprihănirea este un stil de viață. Cine trăiește în neprihănire? Deci, v-ați pus vreodată întrebarea care este dominanta în stilul dumneavoastră de viață? Care e dominanta? Cea pământească, firească sau cea duhovnicească, spirituală? Care e dominanta în stilul de viață? După ce umblăm mai mult? Ce ne consumă timpul mai mult? La ce ne gândim mai mult? Ce ne pasionează mai mult? Lucrurile astea sau lucrurile astea? Care sunt dominante în viața noastră, dragii mei? Zice Psalmul 39, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori. Omul în general. Asta e dominanta în stilul de viață al omului. Dar care este dominanta în stilul de viață a unui neprihănit, frați și surori? Care e dominanta? Știți, zice Evanghelistul Luca în capitolul 1 despre Zaharia și Elisaveta. Oameni în vârstă. Credeți că oamenii aceștia mai și munceau, mai își preparau mâncarea? Credeți că oamenii aceștia mai și trudeau cu altceva? Credeți lucrul acesta? Dar care era dominanta în viața acestor oameni, în stilul lor de viață? Știți ce spune acolo? Amândoi erau neprihăniți și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile lui Dumnezeu. Dar muncim, trudim, alergăm. Ne odihnim. Odihnă poate să însemne să te culci la timp seara, poate să fie câteva zile de concediu. E normal să fie așa. Dar care-i dominanta în viața noastră? Știți, bisericii din Corint, știți ce scria Apostolul Pavel în prima epistolă, capitolul 3? Unei biserici. Voi tot lumești sunteți. Dominanta în stilul vostru de viață este ceva care ține de lumea aceasta. Când între voi sunt zavistii, sunt mânii, sunt certuri. Nu sunteți voi oameni din lume? Nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice sunt al lui Apollo, unul sunt al lui Pavel, nu sunteți voi oameni de lume? Dominanta voastră în viață, în stilul vostru de viață, este asta. Oameni lumești. Deci, mei, stilul meu de viață vorbește despre identitatea mea. Când oamenii din jur, când Dumnezeu din cer, când frați și surori se uită la mine și văd asta e dominanta stilul de viață, lucruri de aici, vor putea trage concluzia despre cine sunt eu din punct de vedere spiritual. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne răscolească pe dinăuntru. Nu trebuie să așteptăm până în ziua aceea când Dumnezeu să deschidă cărțile. Vom fi pe acolo sau nu vom fi pe acolo? Ne va fi citit numele sau nu va fi citit numele? Acum trebuie să văd cine sunt din punct de vedere spiritual și stilul meu de viață poate vorbi despre identitatea mea.
Care e dominantă în viața mea? În stilul meu de viață. În Luca, în capitolul 2, de data aceasta, spune Sfânta Scriptură că în Ierusalim era un om pe care îl chema Simeon. Bătrân. Știți ce spune despre omul acesta? Ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Bătrân, bătrân, dar și omul ăsta trebuia să mai muncească. Se mai învârtea probabil prin gospodăria lui. Cine știe ce făcea ca om? Dar dominanta în viața lui era să trăiască sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și să aibă cu el frică de Dumnezeu în fiecare zi. De aceea Duhul lui Dumnezeu mai venea pe la el din când în când. De aceea îl mai învăța, de aceea îl mai îndemna, de aceea îl mai călăuzea. Omul ăsta, dragii mei, avea această dominantă în viața lui. Aștepta mântuirea lui Israel. Și Dumnezeu i-a făcut haterul acesta să se ducă să-l ia pe pruncul Iisus în brațe și să zică după aceea, acum slobozește în pace pe robul tău. Au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Al doilea lucru, dragii mei. Deci este preocuparea mea pentru stilul de viață. Să fiu preocupat în fiecare zi, să trăiesc, dragii mei, cu această dominantă a neprihănirii în viața mea. Al doilea lucru este preocuparea pentru adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, dragii mei, în felul următor. Copilașilor, versetul 7, nimeni să nu vă înșele. Cred că sunteți de acord cu mine că trăim într-o lume a înșelării, a înșelăciunii. E adevărat, frații mei? Numai în vremea asta câte înșelătorii au ajuns la urechea noastră. O grămadă. Înșelarea sau înșelătoria înseamnă de a încerca să determin pe cineva să creadă altceva decât este real sau adevărat. Și zicea Ioan aici, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, adică să vă determine să credeți altceva decât e adevărat. Cu alte cuvinte, trebuie să aveți o preocupare pentru adevăr. Dragii mei, în fiecare zi, ascultați-mă bine, suntem în pericol să fim înșelați. Abătuți de la adevăr. Pentru că stau în fața noastră persoane cu o puternică cu o putere de a te influența. Acum, fiecare dintre voastre știți sau aproape toți știți pe unul sau pe altul care s-au lăsat înșelați de o învățătură sau de o altă învățătură. Știți oameni de felul acesta? Unii au fost printre noi. Și dacă s-au dus la un moment dat, s-au dus nu pentru că Duhul lui Dumnezeu neapărat le-a făcut o descoperire. S-au dus pentru că au fost influențați de oameni cu putere de convingere. Vreau să vă întreb, de ce credeți că s-a produs prima cădere în grădina Edenului? Nu pentru că diavolul a avut putere de convingere? Frații mei, asta l-a dat clar Eva cu el. A zis Dumnezeu, chiar așa a zis Dumnezeu, hotărât n-o să muriți. Și beata femeie s-a lăsat convinsă de minciuna diavolului și a luat. Și ascultați-mă, vă mai întreb încă ceva. A avut Eva putere de convingere asupra soțului ei? Nu scrie mult acolo în Biblie. Dar Eva a dat și bărbatul ei. Și a mâncat și el. Pentru că trăim într-o lume în care vin în fața noastră, ajung la urechile noastre cuvintele unor oameni care au putere de convingere. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Sau oameni care încercând să înșele folosesc tot felul de trucuri. Șmecherii, dacă vreți. Aduceți-vă aminte că după ce au intrat evrei în țara Canaanului și Dumnezeu le-a spus să cucerească țara aceea, au venit la Iosua la un moment dat niște călători cu zdrențe, cu saci în spate, probabil, cu pâine mucegăită. Știți cine au fost aceștia?
gabaoniții. Și au zis către Iosafat, către Iosua, faceți legământ cu noi. Și a zis Iosua, cum să facem legământ cu voi? Că poate sunteți de aici, dintre noi, dintre vecini de aici. Și a zis, nu, noi suntem de foarte departe. Uite, pâinea asta a fost caldă când am plecat de acasă. Uite, hainele astea, nu erau așa când am plecat de acasă. Să vă întreb, a fost înșelat Iosua de trucul acesta? Fără să întrebe pe Domnul, a făcut legământ. Iacov l-a înșelat pe tatăl său, pe Esau, pe fratele său și așa mai departe. Știți de ce? Pentru că înșelătoria, ascultați-mă bine, folosește sau fructifică momente vulnerabile. Nu doar că folosește trucuri, că Iacov și-a pus blană pe aici, blană pe aici, nu. Momente vulnerabile. Știți cum era Isaac în momentele acelea când s-a dus Iacov la el? Era bătrân și nu vedea. Și l-a înșelat. Esau era mort de foame. Moment vulnerabil. Un asemenea moment vulnerabil a vrut diavolul să folosească în viața Domnului Iisus Hristos, când după 40 de zile de post a zis, poruncește pâinea să se facă, pietrele să se facă pâini. N-a reușit. Dar moment vulnerabil. Sau înșelați, pentru că înșelătoria, dragii mei, se prezintă sub o formă de spiritualitate. De ce credeți că în cartea asta lui Dumnezeu de foarte multe ori zice cuvântul Domnului, se vor ridica, spuneți noastră, învățători mincinoși și proroci mincinoși. Și când auziți dumneavoastră pe cineva zicând, așa vorbește Domnul, ce ziceți? Ce ziceți, frații mei? Câtă înșelătorie a fost în toată istoria și în vremea noastră, pentru că cineva a spus, așa vorbește Domnul. Și zice Scriptura aici, mai ales prin profetul Ezechiel, eu n-am zis așa, eu nu v-am trimis. Și pentru că, dragii mei, înșelătoria e această formă de spiritualitate, noi primim și suntem înșelați de oameni care zic, așa vorbește Domnul. V-am mai spus și altă dată, primesc pe telefon o grămadă de așa zise profeții, mai ales în vremea aceasta. Dar ce e de făcut? Identitatea mea, dragii mei, este arătată și de preocuparea mea pentru adevăr. Dar cum să rămân lângă adevăr? Cum să pot, dragii mei, distinge dintre minciunile și înșelătorile lumii acestea ce este adevăr? Pentru asta ar trebui, dragii mei, să cunosc adevărul lui Dumnezeu. Să cunosc adevărul lui Dumnezeu, să știu adevărul lui Dumnezeu, să-L am cu mine, să-L port cu mine în fiecare zi. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos a putut să răspundă diavolului și să respingă toate atacurile și toate ispitele? Pentru că a zis, așa este scris. Care dintre noi din locul acesta avem această echipare cu cuvântul lui Dumnezeu și când vine înșelătorul să-i spun, așa este scris, chiar dacă tu spui, așa vorbește Domnul? Care dintre noi? Să ne echipăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l purtăm totdeauna. Scria autorul Psalmului 119, strâng cuvântul tău în inima mea. Adevărul tău în inima mea. Îl port cu mine pentru că inima asta o duc cu mine peste tot. Dacă am pus acolo cuvântul, cuvântul va fi cu mine peste tot. Adevărul va fi cu mine peste tot. Și îl scot de acolo, dragii mei, ca să pot respinge toată înșelătoria. Să rămân lângă adevăr, să fiu preocupat de adevăr, pentru că sunt copil al lui Dumnezeu. Și copilul lui Dumnezeu trebuie să fie un copil al adevărului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă duc un pas mai departe. Al treilea lucru, dragii mei. Preocuparea pentru relațiile personale. Știți din Scriptură, bănuiesc, că Dumnezeu este preocupat de relațiile dintre noi. Cum ne raportăm noi unii la alții? Cum ne purtăm unii cu alții? Știți asta? Știți, frații mei? Încă de la început, dragii mei, când relațiile între oameni în prima familie s-au stricat, Dumnezeu a venit din cer și l-a întrebat pe Cain, Cain, unde este Abel, fratele tău? Unde? Dacă Dumnezeu ne-a întrebat pe noi unde fratele, unde sora, unde copilul, unde soțul, unde soția,
Dragii mei, știți ce răspuns a dat Cain? Știți? Haideți să parafrazez cumva. Dar de ce aș fi interesat unde e fratele meu? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Ar trebui să mă intereseze ceva de fratele meu? Vreau să vă întreb. Ni se întâmplă în biserica lui Dumnezeu, dragii mei, să fim dezinteresați de frații noștri? Ca și Cainul din Oară? Ce ziceți? Dar ce păzitorul, nu știu cui, mă interesa, ar trebui să mă intereseze? Dar ascultați-mă. Dumnezeu nu doar că este interesat de relațiile dintre noi. Dumnezeu din cer reglementează relațiile dintre noi. Știți că societatea în care trăim încearcă să reglementeze cumva relațiile și spune societatea, noi suntem niște oameni liberi și avem drepturi. Dar libertatea mea încetează acolo unde începe libertatea celuilalt. Drepturile mele încetează acolo unde încep drepturile celuilalt. Adică n-ar trebui să drepturile mele să treacă peste drepturile celuilalt, să îngrădesc drepturile lui. Pentru ca să ne purtăm civilizat. Dumnezeu reglementează relațiile dintre noi punând în fața noastră o poruncă. Știți care este porunca aceasta? În Ioan capitolul 13 spune așa, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Nu să vă purtați civilizat neapărat, deși trebuie să ne purtăm civilizat. Nu să vă respectați unii pe alții, deși trebuie să ne respectăm. Ci spune, vă dau porunca asta nouă, să vă iubiți unii pe alții. Acolo și purtare civilizată, acolo este și respect, e mai mult. Și întrebarea este următoarea, dar ce este nou în porunca asta, să vă iubiți unii pe alții? Că porunca asta este hăt de vreme îndelungată. În Levitic, capitolul 19, zicea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce e nou în porunca asta? Frații mei, că e nouă poruncă, așa zice Domnul. Și ce e nou? Să vă iubiți unii pe alții așa cum ne-a iubit Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu din cer reglementează relațiile dintre noi, punând în fața noastră această poruncă, să vă iubiți unii pe alții. Dacă citesc textul acesta în continuare, dragii mei, ceea ce dezvoltă Ioan aici este această poruncă care vizează relațiile dintre noi, să ne iubim unii pe alții. Haideți să vă citesc ce spune doar în versetul 10 spre final. Spune așa aici Apostolul Ioan. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Identitatea mea spirituală, cine sunt eu din punct de vedere spiritual, dragii mei, este arătată, se vede prin felul în care eu mă raportez la semenii mei, la frații mei, la surorile mele. Îi iubesc sau nu iubesc? Dacă iubesc, sunt din Dumnezeu. Dacă nu iubesc, zice aici, nu sunt din Dumnezeu. Cum stăm aici, frații și surori? Că dezinteresul pe care l-avem unii față de alții nu e expresia iubirii. Că trecem doar unii pe lângă alții și ne salutăm sau nu ne salutăm, dragii mei, nu e expresia iubirii. Iubirea asta din Dumnezeu, porunca asta pe care trebuie să o am, să regleze relațiile mele cu ceilalți, frați și surori, iubirea asta din Dumnezeu este iubirea care dorește. Nu se poate să nu fi iubit pe cine? Nu se poate să nu vă iubiți familia, probabil. Ați fost careva plecați vreme mai îndelungată de lângă familie. Ați fost? Iubirea pentru familie te face să-ți dorești familia. Nu mai trece odată vremea să pot să mă întâlnesc cu familia? Ați experimentat lucrul acesta? Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos la un moment dat în preajma când lucrurile se precipitau, urma să serveze Paștele și apoi să fie prins, a zis Domnul Iisus Hristos așa, am dorit mult, continuați noastră, să mănânc Paștele acestea împreună cu voi, am dorit mult
Știți de ce a dorit mult Domnul Iisus Hristos? Pentru că Domnul Iisus Hristos l-a iubit pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe toți, pe Iuda. Am dorit mult să mănânc Paștele cu voi, adică să stau la masă cu voi, am dorit mult. Dragii mei, pentru că iubirea dorește. Stau și mă gândesc la 1000 și ceva de oameni din biserica aceasta care sunt în evidențele bisericii. Bine, unii plecați. Câți din mie asta pot spune, eu iubesc așa de mult biserica lui Dumnezeu, încât doresc. Doresc să fiu cu biserica lui Dumnezeu. Doresc să fiu cu frații. Doresc să stau la masă cu frații, surorile din biserică, pentru că iubesc. Cât spun din biserica asta așa, dintr-o mie de oameni? Pentru că iubirea dorește. Dragii mei, iubirea este cea care se preocupă. Îi pasă iubirii. Îi pasă că nu-i merge bine unuia, îi pasă că e bolnav, îi pasă că e lipsit, îi pasă că poate e posomorât și întreabă, dar de ce ești posomorât astăzi? Pentru ce ți-a posomorât? Știți că Dumnezeu întrebarea asta i-a pus-o lui Cain când l-a văzut posomorât? Pentru ce ți-a posomorât fața? Ați întrebat pe vreunul dintre oamenii din biserică pe care iubiți, că e frate sau soră din biserică, ați întrebat, pentru ce ți s-a posomorât azi fața? Știți că atunci când Iosif era în temniță și s-au trezit într-o bună dimineață cu pitarul și cu parnicul posomorâți, Iosif a zis, dar ce s-a întâmplat? Ce sunteți posomorâți? Că-ți pasă! Te sacrifici! Spune Sfânta Scriptură aici, dragii mei, Ioan în pasajul acesta n-am citit pentru că era pasajul prea lung, ascultați. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Trebuie să ne dăm viața pentru frați. S-ar putea ca niciunul din locul acesta să nu ajungem în faza aceea, să trebuiască să ne dăm viața pentru cineva. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne sacrificăm. Un caz din biserica noastră, știți, Mihaela Boancă, într-o stare gravă, a fost nevoie de donatori. S-a făcut un apel aici, probabil și pe telefon, și îmi scria Beni un mesaj, frate Relu, au fost așa de mulți la centrul de recoltare încât s-au mirat cei de acolo și au spus, ce s-a întâmplat? Apreciez că au sărit oameni să ajute, să se sacrifice. Dragii mei, iubirea se sacrifică. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cum Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru noi, noi să ne sacrificăm. Zice aici Sfânta Scriptură, nu vom avea probabil ocazia să ne dăm viața, dar zice așa, cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima, rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? N-are cum să rămână. Mai spun un lucru, dragii mei, și apoi mă apropie de încheiere. Al patrulea lucru, preocuparea pentru perspectiva spirituală. Zilele trecute am primit un e-mail de la un coleg de-al meu slujitor de peste Otare, un e-mail în care îmi punea câteva întrebări, un fel de interviu. Și una dintre întrebări sună așa. Cum vezi tu Biserica Pentecostală peste 30, peste 50 de ani? Întrebarea asta mă face să privesc în perspectivă. Știu cum e astăzi. Știu câte lipsuri are Biserica Pentecostală. Dar întrebarea asta mă face să mă uit în perspectivă ce va fi peste 30 de ani, peste 50 de ani. Mă, sunteți aici tineri care poate ați fost la interviu și atunci când te duci la interviu să te angajezi undeva, te poți aștepta la întrebarea asta, cum te vezi peste 5 ani de zile? Unde te vezi peste 10 ani de zile? Și te face să privești în perspectivă. E cuvântul ăsta lui Dumnezeu, dragii mei, din această după masă, din această seară, ne face să privim în perspectivă, nu 30 de ani, nu 50 de ani, într-o altă perspectivă. Știți care e perspectiva asta? Când se va arăta El? Când se va arăta El? Nu știu când se va arăta. Sunt unii care spun că, mă rog, pandemia asta este un semn că Domnul este undeva foarte aproape. S-ar putea să fie, nu știu. Nu știu când.
Dar ce știu sigur după cuvântul ăsta este că într-o zi Domnul Iisus Hristos se va arăta. Când ucenicii erau pe muntele acela, se uitau cum Domnul a plecat de le-au venit îngerii și au zis: de ce stați și vă uitați pe cer? Acest Iisus care a plecat se va întoarce tot așa cum l-ați văzut plecând, dar se va întoarce. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu din această seară îmi spune că un copil al lui Dumnezeu este preocupat de această perspectivă. Când se va arăta El? Câți din locul acesta v-ați pus întrebarea: unde voi fi când se va arăta El? Dacă mâine? Sau mai cântăm: dacă la noapte? Cum voi fi când se va arăta El? Cum voi sta înaintea Lui? Cum se va uita la mine? Cum mă voi uita la El? Ce îmi va spune? Ce voi spune? Câți priviți viața, copiii lui Dumnezeu, câți priviți viața din această perspectivă? Când se va arăta El? Câți? Un copil al lui Dumnezeu este preocupat de această perspectivă spirituală. Când se va arăta El? Și, dragii mei, această preocupare, ascultați-mă bine, se vede într-o dorință exprimată. V-ați exprimat vreodată dorința asta? Că vreți să vină Domnul? Frați și surori, zicea Domnul Iisus Hristos: iată cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Știți, vie împărăția Ta. Că atunci când vine împărăția Ta, atunci o să îl văd așa cum este. Când va veni împărăția Lui, o să fim ca El, îl vom vedea așa cum este, dragii mei. Când se va arăta El? Din această perspectivă, dragii mei, sau în această perspectivă, copilul lui Dumnezeu trebuie să-și privească viața. Când se va arăta El? Printr-o dorință exprimată. Printr-o ascultare de Dumnezeu. Printr-o sfințire permanentă a vieții, zice aici Apostolul Ioan, și mă grăbesc să închei, dragii mei, cine are nădejdea aceasta? Care nădejde? Că se va arăta El. Că vom fi ca El. Cine are nădejdea aceasta se curățește după cum El este curat. Are această preocupare pentru sfințire personală. Cine are nădejdea aceasta? Își sfințește viața. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, noi nu suntem niște oameni care stăm în bănci o dată pe duminică. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute să fim într-un așa fel încât identitatea noastră spirituală să se cunoască, să se vadă prin stilul nostru de viață, preocupare pentru adevăr, felul în care ne relaționăm unii la alții, prin această preocupare pentru perspectiva eternității împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Amin.